Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 are loc astăzi de la ora 14, ora României. Organizatorii promit un show grandios, chiar dacă fără spectatori. Va fi o festivitate cu bun gust, dar relativ sobră în ton cu vremurile. Au transmis organizatorii. Discutăm despre acest subiect cu Mihai Covaliu, președintele COSR. E în direct cu noi prin telefon. Domnule Covaliu, bună ziua, vă mulțumesc! Sărut mâna, bună ziua! Delegația României deplasată la Tokyo are 101 sportivi, dintre care doar câțiva au șanse reale la medalii. Care sunt așteptările dumneavoastră de la Jocurile Olimpice de anul acesta? Jocurile, într-adevăr, peste puțin timp se deschid și oficial, odată cu ceremonia de deschidere acestei foarte importante competiții într-un foarte important moment. Avem așteptări mari de la fiecare sportiv, pentru fiecare meci, pentru fiecare intrare pe terenul de competiție pe care sportivii noștri o vor avea aici la Tokyo. Pot spune că am început bine această participare la Jocurile Olimpice cu victoria echipei de fotbal de aseară din meciul cu Honduras. Astăzi, în competițiile de canotaj, s-au înregistrat rezultate de asemenea foarte bune, urmând ca de mâine să asistăm și la decernarea primelor medalii aici la Tokyo, la Jocurile Olimpice. Da, aș fi vrut să vă întreb care sunt așteptările dumneavoastră de la sportul românesc și dincolo de această competiție. Mă uitam la un tabel în mediul online care arăta în mod clar decăderea sportului românesc, începând încă din anul 2000 încoace. Practic, de la o ediție la alta a Jocurilor Olimpice, am obținut rezultate tot mai slabe. De ce credeți că s-a întâmplat lucrul acesta? Eu cred că de începând cu această ediție, medaliile câștigate de România vor fi în urcare și asta spun pentru că la Rio, după cum bine știți, au fost 4 medalii și acum la Tokyo suntem mult mai bine pregătiți, sportivii sunt mult mai încrezători în ei și cred că vom avea o ușoară creștere. Începând cu această ediție, așa cum am mai spus, o să revigorăm puțin tot ce înseamnă sportul românesc de performanță și după aceea, bineînțeles, și sport sus, tot ceea ce înseamnă baza sportului în România, sportul începând cu primii ani de viață, sportul în școală, după aceea sportul pe tot parcursul vieții, urmând ca la un moment dat fiecare copil să aibă posibilitatea să aleagă între a face sport de performanță sau a rămâne un sportiv pe tot parcursul vieții. Vorbim practic de o cultură sportivă, vorbim de alfabetizare din punct de vedere sportiv a fiecărui copil, a fiecărui tânăr din România. Această alfabetizare trebuie să înceapă de la școală sau de acasă? Adică trebuie schimbată mentalitatea părinților sau ar trebui impulsionat acest apetit al copiilor de a alege această cale de către, eu știu, Ministerul Educației, profesori și așa mai departe? Este un proces mai amplu, dar ați spus foarte bine accentul pe cele mai importante componente ale acestei dezvoltări și anume școală și mediul familiar. În momentul în care avem acești doi piloni, sunt absolut convins că vom vedea mai mulți practicanți de sporturi, nu neapărat de sporturi olimpice, ci sportul în largul sens al cuvântului, pentru că aici vorbim nu doar de sport de performanță, ci vorbim de sport pentru sănătate, vorbim de educație și după aceea vorbim de sportul de performanță, dar principalii răspunzători pentru acest lucru sunt părinții și după aceea profesorii la școală. Da, domnule Covaliu, revenind la subiectul zilei, festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care are loc astăzi la ora 14, aveți un verdict? Câte medalii credeți că putem obține la ediția de anul acesta la Jocurile Olimpice? Așa cum am mai spus, eu cred și sunt... Și vreau să se întâmple acest lucru, să câștigăm 8 medalii. Sigur, dacă vor fi mai multe, va fi mai bine. Dacă vor fi mai puține, atunci înseamnă că undeva este într-adevăr o problemă. Dar eu sper și
așa cum i-am văzut pe sportivii români, ne-am întâlnit în satul olimpic, am discutat cu ei, sunt foarte pregătiți pentru a intra în competiție, toți au încredere și bineînțeles că, așa cum am spus, începând de mâine cu Laura Ilie la tir, Ana Maria Brânză la scrimă, Iulian Teodosiu la scrimă, Andreea Chițu la judo și toți ceilalți sportivi care vor intra în competiție să-și reconfirme valoarea, să se autodepășească și să câștige medalii pentru România. Mulțumim foarte mult, domnule Covaliu, le dorim succes celor 101 sportivi români care fac parte din delegația României deplasată la Tokyo.